Subcomisarul Gabriel Pistole a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce lua mită 200 de euro. Se pare că banii îi solicitase de la un infractor din Găiești pentru a rezolva problemele unui alt individ încătușat de polițiștii găieșteni. Prin Găiești se vorbește că polițistul Pistolea îi atenționa pe comercianții din piața orașului ori de câte ori oamenii legii puneau la cale vreo acțiune de control. Flagrantul se pare că a fost organizat de cei de la biroul teritorial Ploiești, iar pistola este acum reținut și audiat, urmând ca în scurt timp să fie dus la instanță cu propunere de arestare. În fața anchetatorilor, polițistul nu a recunoscut fapta, acesta spunându-le că a vrut să împrumute banii și nici de cum nu era o mită.